Ирина Влах câștigă din primul tur. Fix așa, s-a vorbit că, posibil e corect, nu e corect. Noi am văzut peste o săptămână că Ирина Влах câștigă din primul tur. Noi încercăm prin sondajele noastre să arătăm nu numai procentul politicienilor, dar și să facem accent pe lucrurile care aduc, așa zicem, la creșterea sau scăderea procentajului. Să politicienii să vadă care sunt greșelile lor, cum sunt mediatizați. Pentru că în următorul sondaj noi vom prezenta nu numai monitorizarea presiei, dar vom arăta câte procente sunt pozitive sau negative la fiecare candidat. Asta este foarte important în creșterea în rating. Și asta este situația. Dar dacă ați observat orice sondaj care îl luați, vedeți că trei candidați pe spectrul de dreapta sunt practic la egal. Unul mai mult cu 0,3 și 3, altul mai puțin cu 0,3 și 3. Asta este campania electorală și noi anume pentru asta și-am pus scopul să prezentăm cât mai des rezultatele. Ca să vedeți cum a crescut candidatul cealalt, cum a căzut candidatul cealalt și ce anume a influențat la asta. Pentru că la prezentarea sondajului final, noi vom veni și cu comentarii concrete. Acum noi am comentat așa, puțin ce anume a influențat după părerea noastră. Dar pe urmă vom veni cu fiecare comentariu. Ce anume, care greșelile au fost, care plusurile au fost, etc. Și cred că ultimul sondaj cel mai biriric a să fie pe 30 octombrie. Cum explicați faptul că peste 10% din cetățeni văd PSRM-ul ca un partid care promovează vectorul european? Da, noi tot am rămas uimiți de această cifră, dar pot să comentez din cauza că este o încredere totuși în acest partid. Asta una. A doua, totuși, măcar că...